am văzut ultima oară cu soții baicu? Eram destul de... Așa ne gândeam, când o mai mânca noi la restaurantul lor de la Nantes. Să ne facă o specialitate nanteză, nu că tu ai înțelegi. Cât e sănătoasă? Când ai mâncat ultima oară? La Nantes? Niciodată, dar mai... Mai băga mie strâmbe de astea. Și să zic, știi că este restaurant românesc. Dar ori fi având o specialitate exact. De acolo. O sarma, să înțeleagă și... Așa. Nu? Cu carne de... Știi ce mă gândesc? Mă gândesc la apartenența sufletească a celor doi. Și chiar am de gând să întreb când sunt români și când sunt francezi. Că da. Ei cumva plutesc între două realități. Mai te-ai prins? Dă-mi o palmă. Lasă, dă-ți-o singur, că știi cum e. Ce-și face omul cu mâna lui? Lorin și Maria Baicu. Mulțumesc, Dinica, așa ceva de pentru ceai, pentru cafea. O ciocolată nanteză. Mulțumim. O căniță. Vă rugăm. O, ce dor ne-a fost de voi. Și nouă de... Ia uite. Dacă ar fi după noi, dragii noștri, vă aștepta un cap pe cireș copt. Odată pentru că lumea zice că arătați mai bine decât înainte. În ceea ce nu e corect. Alo. Dacă zice lumea... Zicem și noi la fel. Zicem și noi. Păi, vă rog, arătăm foarte bine. Mulțumim mult. Și dumneavoastră la fel. Și vorbeam cu colegii noștri, că de asta am și invitat și am ținut atât de mult să veniți. Vorbeam despre românii care au reușit în străinătate. Băi, au reușit, ziceam eu, care sunt, știți că întotdeauna gică contra. Oamenii au reușit, dar nu sunt întotdeauna pe niște nesfârșite roze. Pentru că atunci când ești într-o țară, ți-o dorești pe cealaltă. Și cumva am aflat povestea asta de la un foarte bun prieten care trăiește în Israel. Bă, zice, sunt în Israel, mi-e dor de țară, își mânca o sarma, vreau o țuică cu mama. Cum ajung? Aci tu nu ce-mi fi căutând eu pe aici, că nu mai știu de niciunele. Și la voi la fel? Da, este la fel. Din păcate, noi care suntem în străinătate, care ne-am stabilit în străinătate, suntem de fapt niște dezrădăcinați. Acolo nu e bine, aici când venim iarăși nu e bine și nu știu ce ne-ar putea mulțumi. Dar de ce cred că e un avantaj la voi? Sistemul vostru sanitar e foarte, foarte bun. Sistemul sanitar francez. Și atunci în momentul în care tu, ferească-ne Dumnezeu, dar chiar s-a întâmplat, ai avut un accident îngrozitor, da, domestic, cele mai rele accidente domestice, conform unor statistici, se petrec în casă, că de-aia se numesc domestice, și sunt în proporție de 80%. Ce ai făcut? Nici nu vreau să-ți spun, Teo. N-am făcut nimic, pentru că n-am vrut să-i sperii. Era Marian. Fusese ziua lui Marian. Fusese ziua lui Marian și, ca de obicei, să aranjăm, să punem totul la loc. Și mi-am pus un scaunel și scaunelul a făcut pac și am făcut și eu... Stai un pic, scaunelul era scaunel și tu te-ai urcat să pui niște lucruri sus. Da. Da. Și de asta cred că ți-ai și pierdut echilibru, pentru că echilibru. Sus. Din păcate, Marian nu era în cameră, că m-ar fi ajutat el. Eram singură cu mama și hai, m-a pus cel, știi, așa, și zice, hai, urcă-te acum, acum e momentul. Și m-am urcat și scaunul... A contribuit COVID-ul. Da, da. S-a dezechilibrat și eu am căzut și cu mâna stângă și cu piciorul stâng și pe ambele le-am rupt. Adică la genunchi mi-am făcut o ruptură de ligamente și mâna stângă mi-am rupt-o bine. Da. Și când a venit Marian, m-a găsit acolo, eu nu ziceam nimic, zicea, ce ai pățit? Ai căzut. Te-a găsit jos? M-a găsit jos, da. Da, am găsit-o jos, era albă la față, păi s-a uitat la mine. Păi crezi că scot un sunet sau nu? S-a uitat la mine, la cea bătrână și eu am rămas mărmurit pur și simplu și ți-ai rupt mâna. Cred că nici nu știa, ne-a scos un sunet până la spital. Era întoarsă, era peste, date peste cap. Genunchiul, piciorul, nu am putut să-l scot de sub mine. Dar stăteam așa liniștită și încercam așa să schițez cu un zâmbet. Și da, dacă Maria ar fi venit peste o oră, ce făceai acolo? Nu știu, cred că mama săraca a văzut, ce ai căzut, te-ai lovit, te doare. Nu, ți se pare că stau așa de drag? Nu și-a dat seama. Și apoi, ce să facem? Imediat, primul lucru, am plecat. N-am mai stat, că trebuia să vină secur.
să ne dea primul ajutor, dar Maria zice, nu mai aștept, gata, hai, poți să mergi puțin, te iau eu, m-a luat pe brațe, m-a băgat în mașină, gata, plecăm de la bal. Și vă jur că n-am scos, scuze, un sunet n-am scos. Săracuța, cred că un sunet, vă rog să mă credeți, că eu am început să zic și trăiască COVID-ul și de-astea, în mașină. V-a nu știam fost ce teamă de chestia asta? Ați ajuns în spital, presupun. Am ajuns în spital, trebuia să fie operată în aceeași zi, dar nu m-au operat pentru că au făcut protocolul COVID. Așa, și am stat pentru a doua zi, m-au transferat în spital, plimbare. Au preluat cazurile mult mai urgente decât... Da, asta este, așa a fost să fie. Principalul este că s-a rezolvat, am scăpat cu bine, mânuța este bine, mai urmează genunchiul și am zis că pe anul 2020 le-am făcut pe toate. Am terminat cu tot ce a fost rău. Așteptăm anul viitor să vedem ce ne mai aduce. Vorba lui mama, mama la începutul anului a zis, Doamne, ce o să ne mai aduc anul ăsta? Și poftim, și ne-a adus multe la toți. Și poftim, că dacă n-ar fi spus cineva anul trecut, n-am fi crezut. Da. Voi n-ați putut astăzi să veniți îmbrăcați așa cum v-ar fi plăcut. Cei doi soți sunt foarte atenți când e vorba despre vestimentație, dar s-au gândit cum să împăcăm noi folclorul cu eleganța. O dăm mai pe eleganță, că oamenii de acasă vor înțelege că noi cântăm și folclor și am venit să prezentăm de data aceasta muzică populară, e adevărat? Da, tocmai spunea soțul meu ceva, zice, măi, Edith Piaf astăzi va cânta o piesă moldovenească. Dar la voi la restaurant, când ieșiți voi și cântați chiar voi, simțiți un alt interes din partea publicului? Teo, adevărul este că toți cei care vin, nu că vrem noi, vreau eu să mă laud, dar vin pentru noi, pentru că oamenii, lumea vrea să se distreze, s-a săturat tot cu de atâtea interdicții, da. Și atunci mai venim pentru muzică și mai ales dacă este și o muzică bună și mai mâncăm și o sărmăluță de aia. Lumea tot vorbește vorba că este, exact, lumea vorbește că e singurul restaurant tradițional românesc din Nant, singurul. Așa este și pot să spun că este singurul din regiune, din departament și cu muzică, așa cum facem noi, este singurul din Franța. S-a deschis deja pe 9 iunie, deci dacă doriți, liniștiți, puteți să luați rata de Nant și vă așteptăm, ne întâlnim acolo. Hai să vedem ce cântăm astăzi. Rezervări, la? Ce cântăm astăzi? O piesă moldovenească, Floricele, flori mărunte. Floricele, flori mărunte. O să atenție trebuiască la să ai grijă, da? Că tu, după accidentul ăsta, ești mai fragilă. Puțin, dar o să treacă repede.